Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un nou videoclip din seria cu acest cont Road to Glory. Cu echipa, nu e chiar asta echipa, am niște jucători pe aici de băgat, dar în mare parte cam asta e, cu Di Maria aici în teren frumos în loc de Strefeța, cu Tonali aici și cu Alaba pe KB și în poartă nu e Loris, este Szczęsny. Cam asta e echipa și am pregătit 15 pack-uri pentru acest video. Bă, unde e Szczęsny? Ah, ok, e pe banc, m-am speriat. Am crezut că i-am dat cu Excel. Da, cam asta e echipa și o să deschidem pack-urile. Nu uitați înainte de a începe clipul, bineînțeles, să dați un like dacă vă place această serie. Hai și cu subscribe dacă sunteți noi pe canal, dacă veniți de la recomandate sau de oriunde altundeva și nu sunteți abonați, băgați acolo subscribe-ul ăla puternic și hai să deschidem pack-urile. Am pack-uri destul de mișto, zic eu. Rare players pe care acolo ați văzut. M-am și de-astea cu 2 jucători. M-am 8-5-10, 8-6 double, 5-8-4 plus, 3-8-6 plus. Foarte multe pack-uri nebune. Bun băieți, hai să vedem pack-urile de pe acest cont secundar. Sper să-mi dau și mie un shapeshifter aici. Avem mai ales din 85-10 și din 5-84 plus. De acolo, bineînțeles, am cele mai mari speranțe că aș putea primi și eu un shapeshifter sau chiar un icon shapeshifter, de ce nu? Și dacă ne dă ceva bun, să ne mai upgradăm și noi echipa. Îl avem și pe Toko Ekambi la tradable. Ia chiar să-l vând acum pe acel Toko Ekambi pe care l-am primit de la calificări, pentru că l-am pe cap de vila și nu are rost. Mai bine cu 100.000, că ăla e 60.000 și cu 40.000 cât mai avem, facem ceva upgrade-uri la echipă mai bine. Bun, încă 13 pack-uri. Hai să vedem acum. Avem și câteva de astea mai slăbuțe cu two rare gold players pack, dar după avem nebunile alea cu 85-10 din care, bă, sper să dea ceva. Hai să nu mai fac speranțe aiurea, dar totuși am încredere că va da ceva din acel pack. Băieții de pe live, că suntem și live în momentul în care filmez acest clip, apropo. Băieții de pe live, ce credeți? Voi primi un shapeshifter bun, unul bun din acel 85-10 și din restul pack-urilor pe care m-am? Hai cu Bruno? Hai, cum ar fi? Cum ar fi un Bruno Fernandes shapeshifter pe contul ăsta? Doamne, cred că ar fi, bă, prea top. Avem ăsta. Mamă, 5.75 plus? Ok, 5.75 plus, din care ne-a dat un board down. Mamă, castel duplicate, dar n-avem ce să facem cu el, nu? Asta e, am trei de băl păcat. Bun, au rămas 7 pack-uri, dar sunt toate destul de mișto. 7 pack-uri, toate forță. 83 plus, ne-a dat 83, ok. În afară de astea, chiar toate care au mai rămas sunt pack-uri bune. Rare players pack, 85-10, 86 plus double, 5-84 plus, 2-84 plus, 3-83 plus. Haide cu Rare Player Spec. Și vreau chiar acum să scrieți în comentarii, băieții de pe clip și cei de pe live, să scrieți acolo pe chat ce părere aveți, cât shapeshifter credeți că putem lua din aceste 6 pack-uri pe care le-am enumerat și le vedeți și voi. Sunt pack-uri destul de bune. Cât shapeshifter credeți că ne pică din aceste pack-uri? Am prins de pai 96 duplicate and tradable. Mamă, poate mi-l dă și mie. Mamă, de pai. Mamă, cum ar intra de pai pe contul ăsta? Doamne, cum ar intra Depay pe contul ăsta? Hai cu Depay, cum ar fi? Și hai să dăm în pack-urile astea. Hai cu Van Dijk, mamă, cum ar fi? Cum ar fi un Van Dijk? Deci, unii mi-a zis că pică 5 shapeshifter, unii mi-a zis că pică 0, nu știu, dar rare player spec. E workout, deci poate fi shapeshifter în spate, Portugalia. Ronaldo, mamă, mamă. Bă, mi-aduce Cristi ceva bun? Care aveți membru pe chat? Hai cu emotul ăla, cu emotul ăla cu siu puternic. Băieții de pe live, hai cu emotul cu siu în chat. Următoarele pack-uri, încă 5 mai avem. Deci nici un shapeshifter, dar un workout destul de mare. 86 plus double, nu e workout din păcate. Nu e workout din păcate, este un 2-84 de fapt. Pică Rudiger, n-ar fi rău deloc, doamne bă. Deci pe contul ăsta mi-ar intra în echipă Rudiger ar fi top, Depay ar fi top, Bruno Fernandes, nu mai zic cu restul, Van Dijk și cu ea. Dar Depay și cu Rudiger cred că mi-ar intra în full cam. Ca mulți pe la Liga. Hai mă cu unul din ăștia, mă. Hai mă cu Rudiger sau cu Depay, te rog eu. EA Sports, dăm. Hai cu Mahrez și Mahrez ar fi top. Au rămas pack-uri chiar bune. 2.84 plus. Hai cu un workout și de aici. E shapeshifter direct. Hai cu unul bun, te rog. Olanda! Depay! 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 Mamă, am crezut că e Van Dijk, Depay. Da mă, da. A zis, cine a zis Depay? Cine a zis Depay? Da mă, da. Da mă, da. Memphis, mă! Memphis Depay! Și cu Jerry Moreno! Vai, bine, mă! Ce mă bucur, bă, frate! M-aș fi bucurat maxim să-mi dea și pe contul principal, dar mă bucur și pe contul ăsta pentru că mi intră în echipă
cu lamela, cu cap de vila, cu... Wow, forță! Gerard, papa, te-am pupat, Gerard! Și cu managerul olandez? Cu managerul olandez e full! Wow, 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 cu managerul Olanda e full! Știți ce urmează, Chad, nu? Urmează Rudiger. Dacă împică Rudiger, ne ducem în full cam. Pentru că Rudiger ar fi al doilea, adică al cincilea om. Sau al șase, nu știu, al cincilea om pe La Liga. Și cu manager de La Liga ar fi al șaselea și am face full cam. Deci Rudiger urmează. Oricum, bine de pai. Bine de pai, arată monstru. Abia aștept să joc cu el. Weekend League-ul ăsta o să jucăm și pe contul principal, dar și pe contul ăsta secundar. Bun, a picat de pai și încă mai avem două pack-uri șmechere. 5.84 plus. Hai cu ceva și de aici. Nu știu dacă e workout, sper să fie workout Anglia St. Kane. Mamă, câte ratinguri am primit. Wow, și în spate poate fi shapeshifter încă. Salut, Alin, bine ai venit pe live. Haide, mă, shapeshifter și în spatele lui ăsta. Hai cu Rudiger. Și nu e, dar e Loris. E Loris, căruia nu vreau să-i dau cu XL. Nu merge, gata. Ha, mă, fac icon-ul, că vreau și eu icon-ul. Vreau și eu icon-ul să vedem ce pică. Haide, mă. Foden și Gabriel, nu contează, îl dăm și pe Gabriel ăla chiar dacă a fost bun. Pentru că avem multe alte pack-uri. Dă-mi e să îți deschid și îți dau pe L98. Bine, Johnny, când îl fac, îți dau ție. Loris l-am băgat, bun, am și salvat Loris. Și vedeți că încă n-am deschis 85 ori 10, băieți. Încă o dată, cei de pe clip, scrieți în comentarii și cei de pe live pe chat, credeți că voi primi 1 sau 2 sau câți shapeshifter credeți că voi primi din 85 ori 10. Și vreau să fac stars reveal. Ha, băieți, stars reveal. Am deschis, pun imaginea chiar dacă probabil acum 90% e gold. 90% e gold acum pentru că apare shapeshifter înaintea cardurilor gold, în caz că cardul gold nu e workout. Și din 85 ori 10 să nu dea workout, cred că e imposibil. Cred că aș fi primul din lumea asta care n-aș primi workout din 85 ori 10. Hai acolo, i-am dat skip și hai să vedem. Haideți să vedem. Te rog, trebuie bă, trebuie un shapeshifter măcar. 85 ori 10 trebuie măcar un shapeshifter. Fără glumă. Ăsta zim că e duplicate. Foden, cred că n-a dat shapeshifter. Nu cred, n-a dat shapeshifter. Bă, ce pec slab. Doamne, 8-7 cel mai mare rating. Bă, nu cred așa ceva. Ei bine, băieți, în continuare, acum până să deschidem icon pack, am făcut niște picuri de astea, 1 of 81 plus, 5 astfel de picuri, 91 rating din prima. Bine, bă, mi-a zis cineva pe cea că a făcut nu știu câte și nu i-a dat niciun workout mie din prima, 91 rating. Hai și cu un shapeshifter. Oh, Bailey shapeshifter. Bă, sunt prea OP picurile. Doamne, 91 și 94 rating din două picuri. Shapeshifter și de aici. 8-6 trap. Ce e cu picurile astea? Shapeshifter, te rog, dă-mi. 84, bun. Mamă, mamă, ce nebunie. Și ultimul. Haide, 8-6. Băi, 5 picuri și uitați-vă ce mi-a dat. 94 Bailey, 91 de Bruyne, 8-6 Silva, 8-6 trap, 84 Mount. Mai băgăm niște picuri, fraților. Tot clubul se va duce la picuri, n-ai cum. Ha, băieți, încă 3 player picuri. Mai dă ceva și din ăstea, aia să vedem. Continuăm seria de workout-uri. 84 pe aici, bun. Linie de 84. Hai și cu shapeshifter-ul ăla, încă unul. 88 Navas. Bă, dă bine rău din picurile astea. Bine tare chiar. Și 84 și de aici, nu e rău. Chiar nu e rău. Gata, m-am făcut icon-ul. Am făcut icon-ul, băieți. Am dat acolo submit. Deschidem pack-ul ăsta. Am făcut like-uri. Mamă, nu l-am băgat pe Mount. Doamne, ce noob sunt. Nu mi-ați fi zis și voi, mă. Nu mi-ați fi zis, bă, și voi. Facem stars reveal, băieți. Să știți, stars reveal. Hai să vedem. Hai să vedem, bă. Hai să pun imaginea în stars reveal. Yo, stai un pic, Johnny, stai un pic. Bă, uite-l, bă. Uite-l, bă, stai, mă, cu minte că n-are recovery. Hai, că n-are recovery. Imaginea de stars reveal pregătită. Când te simți tu pregătit, poți să-l deschizi și eu instant am pus imaginea. Când te simți pregătit, poți să-l deschizi. Eu sunt pregătit să pun imaginea și te rog nu te uita nici tu. Îl deschizi și după te rog nu te uita și să nu-i dai cu XL. Gata, am pus imaginea, l-a deschis, hai cu ceva bun. Suntem pe contul meu secundar.
ați văzut acolo, mi-a picat de pai, hai cu ceva bun și din iconul ăsta. Dacă cumva te uiți, Johnny, și vezi ce pică, să nu-mi zici, te rog frumos, că n-aș vrea să stricăm surpriza și sper să fie ceva bun, te rog, frate. Te rog, dă-mi un icon care să-mi intre în echipă. Bă, încă am echipă destul de slabă pe contul ăsta, așa că mulți icon mi-ar intra în echipă. Johnny, să-mi spui când ai dat skip și ai făcut tot ce trebuie. Grasul 97, cum ar fi, dar n-avem mă șanse. Ia, atribut details, mamă, te-ai uitat, Johnny? Zi serios, Johnny, zi sincer dacă te-ai uitat. Dar nu-mi zi deloc, deci și dacă e bun și dacă nu-i bun, zi-mi dacă te-ai uitat doar, te rog. Mamă, bă, sper să fie mă ceva bun, bă, frate. Te rog, bă, e al doilea icon pe care îl fac în viața mea pe acest cont și sper să fie ceva bun. Nu? Ok, mamă. Te rog, prima dată ce rog eu acest joc e să nu fie portal, ok? Ce credeți că îmi pică din acest icon pack? Și cei de pe clip scrieți și voi în comentarii, dar nu faceți, nu dați skip să vedeți ce mi-a picat și după să scrieți. Scrieți acum în comentarii ce credeți că îmi pică. Dar, bă, fără troll, vă rog, fără troll. Că mai devreme a zis cineva pe tine și a cam plecat timeout-ul. Hai cu un pic de atmosferă bună, gen, să dea ceva bun. Cry Prime, Ronaldinho 95, KK, R9, Azic, Prime, Zidane. Haide, mă. Physical, te rog, nu fi Van der Sar, te rog. Fără portal, ok. 84 physical, nu prea are stamina. Nu prea are stamina. Aggression, ok. Fără defending, te rog. 43 defending. Vezi că e englez? Hai că e englez, bro, că e Olanda și ea. KK. Nu știu dacă e KK. Beckham, grasul e bun. Hai că grasul. Dribbling. Aole. Ha, Zola, ce Zola, bă, că e Franța, Olanda sau... Mamă, Franța, Olanda sau Brazilia, ce e ăsta? 85 dribbling, 81 pe passing, shooting-ul, 90 pace-ul, 90. Cine e, mă, ăsta, mă? Food birthday icon. Food birthday icon. Cine e ăsta? Canton, hai că e Cantona. Bă, ce slab e. Cine-i chat ăsta? Clivert? Mamă. Fai de capul meu, ce joc, bă! Bă, deci după ce cam echipă de tot, mamă. După ce cam echipă de... Nu mai zic. Doamne, ferește. După ce cam cea mai proastă echipă posibilă, mi-l dă pe Clivert, scuze, n-ai trea, nu e problemă, Johnny, nu. Nu te stresa, la câte ruine ți-am dat eu, Johnny, ar fi culmea să mă supăr, că, dar, adică mă supăr pe FIFA, nu pe tine, n-ai. Asta e, Clivert, bă. Asta e, încă o dată v-am ascultat, bă, chat, și iară mi-ați dat troll maxim. Și ultima dată când am făcut, hai că nu mi-a dat Gerard de la, bă, Gerard n-a fost atât de rău, sincer. Chiar n-a fost atât de rău, dar Clivert e mort. Mamă, bă, dar erau atâtea variante bune. 5 weak foot. Merge pe bancă, ce să-i fac? Merge pe bancă. Urât, bă, urât. Deci din toate pack-urile, ce am mai deschis, 85 ori 10 și ălea, cel mai bun clar rămâne Depay. Cel mai bun de departe rămâne Memphis Depay. Și cam asta e echipa mea, mai am 100.000 pentru upgrade-uri. N-arată rău pentru o echipă și pe un cont pe care m-am jucat un weekend league și de vreo 3 ori la calificări. Și nu în ultimul rând, mulțumiri foarte mari membrilor canalului. Aveți o listă chiar aici cu ei și puteți apărea chiar și voi în această listă dacă deveniți membru. Avem membri atât la 6 lei, la 10 lei, la 20 de lei, la 30 de lei și bineînțeles la 50 de lei pentru susținătorii care chiar vor să ofere mai mult. De asemenea, aveți foarte multe beneficii la fiecare nivel de membership. Dacă vreți și voi să deveniți, puteți să o faceți chiar acum. E bine, cam ăsta a fost clipul de azi cu acest cont Road to Glory. Vreau să-mi spuneți în comentarii ce părere aveți de echipa mea. Nu știu ce să mai zic mai mult, dar ăsta a fost clipul. Vă mulțumesc mult pentru vizionare. Eu am fost Chipizy sau seară faină, depinde când v-ați uitat la acest clip. Pa, pa!